Bună inteligenților! Sunteți un fan înrăit al narațiunilor vechi ale lui Agatha Christie sau preferați poveștirile moderne cu elemente de thriller? A venit timpul să vă puneți la încercare! Cu toții cunoaștem renumitele teste IQ, cu ajutorul cărora se apreciază nivelul de inteligență după ce răspundeți la 40 de întrebări standarde. Dar există și alte modalități de a afla de ce este capabil geniul vostru interior. În acest video am colectat câteva ghicitori care le vor putea rezolva doar cei mai deștepți. Iar voi, aveți îndeajuns curaj ca să spargeți aceste nuci? Atunci verificați-vă abilitățile voastre de detectiv cu ajutorul ghicitorilor noastre. După fiecare întrebare aveți câte 10 secunde pentru a răspunde, așa că așezați-vă cât mai comod, rupeți butonașul de like și să începem! Evadarea din penitenciar. Jack stă într-o cameră cu podea murdară și mai are acolo un geam montat foarte sus, încât nimeni nu a putut ajunge la el. Celula este pustie, dar în ea este o lopată. Acolo este uscat și prea cald. În timpul apropiat, lui Jack nu îi se va aduce nici apă și nici mâncare. El are 2 zile ca să evadeze din penitenciar, de altfel va muri. Noi cunoaștem la ce v-ați gândit, dar nu este o variantă să sapi un tunel. Pentru aceasta va avea nevoie de mai mult de 2 zile. Cum ar putea Jack să iasă din celulă? Care e răspunsul vostru? Nu uitați, puteți pune videoul pe pauză ca să aveți mai mult timp pentru a vă gândi. A fost extrem de ușor pentru Jack să evadeze. Cu ajutorul lopeții, poate face sub geam un munte din pământ, să se urce pe el și să iasă prin geam. Un colier furat. Mrs. Smith a venit la poliție declarând că i-a dispărut colierul său vintage. Era foarte supărată. Însă când a venit poliția, nu au fost găsite urme de spargere, nici lacăte deteriorate și nici uși deschise, doar un geam spart. În casă era o mizerie completă și multe perechi de cizme aruncate pe jos. Pe neașteptate, Mrs. Smith a fost arestată în ziua următoare pentru înșelăciune. De ce? Poliția era convinsă că Mrs. Smith i-a mințit, deoarece geamul era spart din interior. Dacă ar fi fost spart din exterior, pe podeaua din casă ar fi fost cioburi de sticlă. Omor la școală. În prima zi al anului școlar a fost omorât un profesor de geografie. Poliția avea 4 suspecți, grădinarul, profesorul de matematică, profesorul de educație fizică și directorul școlii. Problema consta în faptul că toți făceau câte ceva în timpul crimei. Grădinarul tăia tufișurile, profesorul de matematică făcea cu elevii un test final pentru primul semestru, cel de educație fizică juca basket, directorul era în cabinetul său. Indiferent de acest fapt, ucigașul a fost imediat arestat. Ghiciți, cine l-a omorât pe profesorul de geografie și cum poliția a găsit răspunsul la această dilemă? Aveți 10 secunde pentru a găsi ucigașul. Criminalul este profesorul de matematică. După cum spunea, el făcea un test final pentru primul semestru, dar omorul s-a întâmplat în prima zi al anului de învățământ. El trebuie să învețe să minte mai bine. Un bărbat singuratic. Un bărbat bătrân locuia singur în afara orașului. Avea o viață liniștită și probabil iubea să stea acasă, deoarece niciodată nu și-a părăsit casa pentru o perioadă lungă de timp. Era mijlocul verii, într-o zi de vineri, când poștașul a trecut pe alături și l-a strigat pe bărbat, nimeni nu a răspuns. Poștașul a privit pe geam și l-a văzut pe bărbat într-o baltă de sânge. Când a venit, polițistul a depistat un ziar pentru marți, 2 sticle de lapte cald și 1 sticlă de lapte rece. În ziua următoare a fost arestat ucigașul. Cunoașteți cum poliția a găsit atât de repede criminalul? Ce idee aveți? Au mai rămas 5 secunde. Cunoașteți răspunsul? Evident, era poștașul. El știa că nu era nimeni care ar putea citi ziarul miercuri sau joi. De aceea a venit deja vineri.
Geamul înghețat. Într-o zi rece de iarnă a avut loc o tragedie. John și-a găsit prietenul cel mai bun mort în propria casă. El a sunat la poliție și a spus că trecea pe lângă casa lui Jack și a hotărât să intre. El a sunat și a bătut la ușă destul de mult timp, doar că nimeni nu a deschis ușa. Poate prietenul său nu era acasă. Însă John vedea foarte bine lumina din cameră prin geamul înghețat. El a suflat pe sticlă și l-a văzut pe Jack întins pe podea. Pe neașteptate, John a fost arestat de poliție fiind principalul suspect în acest omor. De ce? Aveți 10 secunde pentru a răspunde. Au mai rămas 5 secunde. Cunoașteți răspunsul. Evident, John nu s-a gândit bine la minciuna pe care urma să o spună. El nu ar putea dezgheța geamul din exterior, deoarece geamul mereu îngheață din interior. Elemente chimice. Un chimist renumit este omorât în laboratorul său. Poliția nu a găsit nicio probă în afară de un bilețel cu denumirea elementelor chimice. În ziua omorului, în vizită la chimist, au fost 3 persoane. Soția Mary, nepotul Nicholas și prietenul Jonathan. Poliția a arestat ucigașul pe loc. Cum a aflat cine era? Un mic indiciu. Atrageți atenția la bilețel. Cum a aflat detectivii? Pe bilețel era scris: nichel, carbon, oxigen, lantan și sulf. Răspunsul este ascuns în bilețel. Pe bucata de hârtie era un indiciu. Dacă uniți pe hârtie primele litere din elementele chimice, se va primi Ni, Ce, O, La, S, adică Nicholas. Chiar și murind acest om, a rămas un chimist adevărat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Pentru a nu rata noile episoade, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul. Nu uitați să ne spuneți în comentarii la câte ghicitori ați răspuns corect. Iar dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonașul de like. Vă așteptăm pe canalul nostru pentru a rezolva și alte ghicitori. Pe curând!